frumos, etapa trecută împotriva lui FC Voluntari și iată-l acum pe Salomão, gol! Minutul 4, deschidere rapidă de scor în Ștefan cel Mare. Salomão profită de bulevardul din defensiva sibiană și îl execută pe portarul Căbuz. Început de meci excelent pentru trupa lui Florin Pratu. Diogo Salomão reușește să deblocheze tabela încă din startul jocului. Iată aici Nistor, Daniel Popa și Salomão plasează excelent balonul. O fază cursivă a dinamoviștilor, pasele au mers excelent, iar finalizarea lui Salomão este una de clasă. 1-0, așadar Diogo Salomão este omul cu golul. Salomão, cel care punctează pentru a treia oară în acest debut de campionat, în acest moment este cel mai bun realizator al trupei lui Florin Pratu. Practic, meciul începe de la 1-0 pentru Dinamo.